știai că un serial românesc a ajuns pe Netflix? Hai, lasă-mă. Ai aflat această veste mare? Ce serial, dragă? Ce serial? Vorbim chiar acum cu protagonista serialului, Lara. Da. Iuliana Beregoi, bună! Bună! Bună, hei, vă salut! Te salutăm și noi, felicitări! Mulțumesc, mulțumesc enorm de mult! Vai, ce drăguț! Ce înseamnă pentru tine faptul că serialul a ajuns pe Netflix? Oh my God, cred că este un pas foarte important pentru mine. Sincer să fiu, nu m-am așteptat niciodată. De fapt, mi-am dorit enorm de mult să ajung pe Netflix. Mi se părea ceva extraordinar, adică ceva ce nu o să ni se întâmple niciodată, așa avem impresia, dar m-am bucurat enorm de mult când am aflat această veste de la managerii mei că serialul și filmul la rândul lui va fi pe Netflix. Cred că este un pas foarte important pentru mine, ceea ce ține și de cariera internațională și plus la asta totuși Netflix, oh my God, Lara sezonul 1-2 pe Netflix, mi se pare ceva wow. Și cred că tot acest succes îi se datorează managerilor mei, părinților și familia generației Z, cea mai importantă familie, fanilor mei care au fost alături de noi în tot timpul. Da, da, spune-ne și nouă despre ce e vorba în acest serial. Aia, și care ce rol joci tu? Că... Eu joc rolul principal, o joc pe Lara. Așa. În serial, Lara și-a pierdut memoria. Sau poate cineva a pus-o să și-o piardă, a făcut-o să și-o piardă, da. Și în tot acest timp, în toate astea două sezoane, în aceste două sezoane, Lara își găsește prietenul pe Hugo, care o ajută să-și găsească familia, să afle mai multe chestii despre ea, să încerce să-și întoarcă memoria. Da. Asta se întâmplă în serial. Nu pot să dau mai multe detalii. Zic, știu că sunt și alte vedete care joacă alături de tine. Da, vai, sper să nu le amestec. Deci în film joacă Liviu Tădărescu, Alina Eremia. Sau Liviu Tădărescu joacă în serial. Liviu Tădărescu a jucat în serial, da. Iar în film a jucat Alina Eremia, Laura și Dima Trofim. De fapt, Laura a jucat și în serial și în film. Avem foarte, foarte, foarte mulți artiști care joacă în serial și în film. Doar că ideea că eu câteodată îi amestec foarte tare. Ce rol juca Laura? Nici nu știu ce rol să zic. Mama mea, dar de fapt nu era mama mea adevărată. Era un agent secret, da. Deci, Laura a ajuns să joace roluri de mamă? Se întâmplă de la o vârstă. Ce crezi că eu credeam că o să ajung bunică? Mai am puțin și joc. Da, înțeleg că pui la cale o surpriză de Crăciun. Despre ce e vorba? Da, o surpriză foarte tare. Este vorba despre concert online. Pentru că m-am obișnuit în fiecare an să facem câte un concert de Crăciun sau nu neapărat de Crăciun, în perioada asta de când sunt sărbătorile de iarnă. Mereu făceam câte un concert și anul acesta nu am putut să fim calmi fără concert, da? Și așa că am organizat acest concert care va fi online pe V-Stage, pe data de 25 decembrie, chiar de Crăciun, online, în direct, biletele pe iabilet.ro. O să fie un concert foarte, foarte, foarte tare pentru că o să fie un concert în familie. Va fi familia mea la mine acasă, va fi familia Mixton Music, câțiva actori din Lara, Hugo, Nathan, va fi și Alina cu Cătălin, managerii mei, părinții și cu sora mea. Și alături de noi vor fi toți fanii noștri din generația Z, toți fanii Lara, care o să fie alături de noi, o să cânte în spatele ecranelor, pentru că concertul va fi online. Apropo, când am anunțat acest concert, am primit foarte multe mesaje. Dă-ne adresa ta, noi venim la concert, vreau și eu să vin, dar e prea departe și nu pot. Sunt unii copii care m-au înțeles greșit, credeau că trebuie să vină chiar la mine acasă la concert, dar de fapt concertul va fi online pe V-Stage pe 25 decembrie. Uai, cred că o să fie nebunie. Abia așteptăm să-l vedem. Felicitări și pentru povestea cu filmul pe Netflix și cu serialul. Mulțumesc! Mulțumesc enorm de mult! Să ai un Crăciun fericit și te așteptăm și la noi în emisiune. Și vouă Crăciun fericit! Te pupăm! Pa, pa! Mulțumim!